Ia tuturor, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Voi face oroscopul pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești, pentru 8 aprilie. Dragii mei prieteni, înainte de toate vreau să vă recomand să vă scrieți la canal, apăsând clopoțelul, este gratuit și în acest mod noi ne vom conecta energetic și veți avea beneficii în etalările viitoare. Îmi însemna foarte mult pentru mine și dacă doriți să-mi dați un like, vă mulțumesc. Voi trece la Zodia Rac. Pentru toți abonații mei, pentru cei care vor vedea acest videoclip pe canalul Luminița Tarot, pentru cei născuți în Zodia Rac. Ok. Aici văd că e posibil ceva din trecutul dumneavoastră să reapară în viața dumneavoastră în această zi. Vă văd răniți, da? Ați avut lupte. Va trebui să mai luptați, să spunem așa. Dacă trebuie să spuneți un nu, spuneți nu într-o situație. Dar oricum văd că dumneavoastră vi se cere și să protejați munca dumneavoastră, să protejați ce ați construit, da, până în momentul de față. Și văd că v-ați luat și chiar măsuri de precauție pentru că ați mai trecut prin această situație. Deci știți cum să ieșiți din aceste probleme, să spunem așa. Și văd că ești pregătit. Da, să faci față acelor sfide sau provocări care vor veni spre tine, să spunem așa. E posibil să primești sfide în ce privește familia ta sau pentru familia ta. Vei primi o veste care va trebui să găsești o soluție, da? Și ți se cere să analizezi trecutul și prezentul și să renunți la anumite critici, la anumite judecăți în ce privește viața ta, familia ta, pentru o renaștere. Vei renaște, ești chemat să renaști, ești chemat la datorie să faci o renoire în viața ta, să faci o balanță din trecut, un bilanț și din prezent și să proiectezi un viitor mai luminos pentru tine. Asta trebuie să faci tu și văd o renoire pentru tine. Vei înțelege scopul vieții tale pe acest pământ, da? Și te vei opri din a judeca pe alții. Și e posibil chiar tu să te blochezi sau să faci un sacrificiu, să decizi să faci un sacrificiu în ce privește familia ta. Și e necesar să-ți schimbi modul de a vedea lucrurile. Ia să încerci tu să vezi lucrurile dincolo de aparențe sau să le vezi, să le întorci într-un alt mod, da? Să încerci să vezi diferit decât vezi de obicei și dacă vei avea un blocaj sau un moment temporan, eu îți recomand să încerci să-ți faci ordine în idei, în planuri pentru viitor, când vei putea acționa. Și cred că vei fi chemat, da? Această judecată te cheamă să fii chemat să înțelegi cât de valoros ești tu și cât de unic ești tu, da? Ești chemat să realizezi acest lucru. Mă scuzați. Și ți se cere să îți iei un moment de reflecție, să nu te grăbești și să fii înțelept în ce privește instituțiile sau în ce privește o căsătorie de-a ta, să iei decizii înțelepte, să ceri sfaturi la un mentor sau să mergi la un preot, poate. Spiritualitatea va avea un rol important în viața ta în această zi și trebuie să faci un echilibru între bine și rău. Da? Este nevoie de a face un echilibru între bine și rău. Aici. Mai multă înțelepciune și mai multă hotărâre în ce te privește, eu văd că va fi pentru tine. Hai să schimb lumânarea, că s-a stins. Văd că vei fi mai hotărâtă decât de obicei și îți vei folosi înțelepciunea. Haideți să clarificăm aici. Un bărbat matur aici, din trecutul dumneavoastră, sau dacă sunteți bărbați, trebuie să luptați. Și vă văd învingător, văd că veți reuși. Mai aveți puțin și veți reuși să duceți la bun sfârșit și să rezolvați anumite lucruri. Sau dacă sunteți femei, din partea unui bărbat. Și văd că veți primi o sumă de bani, o renoire pentru voi. Poate din partea acestui bărbat vine o sumă de bani sau din partea unei instituții neașteptate. Dar să aveți grijă la un hoț, la o schimbare care va veni și va trebui să faceți un sacrificiu sau
să înțelegeți cât sunteți de importantă și unică. Văd o amenințare sau o schimbare în ce privesc planurile dumneavoastră din partea unui hoț, care e posibil acest hoț să-și privească interesul sau să fugă de anumite responsabilități. Da, și văd aici că vă veți ocupa de copii, veți sta cu copii și un copil are un rol important sau un proiect are un rol important și o femeie mai în vârstă din familia dumneavoastră. Văd o relație, e posibil chiar și bunicii dumneavoastră să vă ajute bunicii, să stați cu bunicii sau copiii dumneavoastră să stea cu bunicii. O femeie și un bărbat sau să primiți ajutor din partea acestui cuplu mai în vârstă. Haideți să vedem pentru zodia RAC. Trebuie să protejați ceva care ați primit din partea unui bărbat în vârstă. Cred că trebuie să pleci într-o călătorie sau te vei gândi la o călătorie sau la un nou drum, o nouă stradă pentru tine. Ți se spune că trebuie să faci o călătorie și că viața ta poate vei merge la bunici sau la părinții tăi, să te întâlnești cu părinții tăi, cu familia ta, sau vei primi vești că cineva se întoarce de la drum acasă pentru sărbători. Aici ți se spune că viața este un cadou sacru și că să fii recunoscător pentru această viață, să te bucuri de această călătorie pe acest pământ. Și o să te bucuri, să știi. În această zi văd că o să te bucuri și în ce privește o călătorie, vești sau de peste hotare, de la drum, etc. Dragii mei prieteni, aceasta a fost detalarea, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume, să fie așa cum vă doriți. V-am pupat, la revedere! Voi trece la zodia Scorpion. Dragii mei Scorpion, dacă nu v-ați inscris la canal, vă recomand să o faceți, m-aș bucura foarte mult. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui. Este gratuit și noi ne vom conecta energetic pentru a avea beneficii în etalele viitoare. Haideți să vedem, dragii mei Scorpion, ce va fi în această zi. Aici văd că veți intra în contact cu o tânără, în semn de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Sau este o tânără responsabilă, dar este și un pic cam, nu zic șiriată, șmecheruță sau își privește interesul. Sau vei primi vești bune în ce privește munca ta, promoții sau burse de studiu pentru copilul sau copila ta. Sau pentru tine, dacă ești tu această persoană și te gândești la acest lucru, la un plan de-al tău și ți se spune că vor funcționa și funcționează. Dar, uite, îți trebuie trebuie să fii un pic împinsă de la spate și să faci primul pas. Și văd că vei primi chiar și ajutorul din partea unui tânăr sau unui tinere, onestă, practică, ajutorul îți va fi alături. E posibil chiar să faci un nou curs, să dorești să studiezi ceva nou și văd că vei fi foarte atent la detalii, dorești să construiești ceva stabil, vei munci împreună cu o bunică sau cu o femeie. Văd că ești foarte talentat în ceea ce faci și văd că construiești ceva stabil pe termen lung. Proiecte pe termen lung. Dar ți se cere și să te informezi înainte să acționezi. Regele de bețe îmi spune un bărbat în semn de foc, bebec, leu, săgetător, care are un rol important în viața ta, te inspiră. Acest bărbat ia decizii, te ajută, este protectiv, dar uneori e și impulsiv. Îți va da inovația și inspirația necesară, îți va fi alături. Sau poate vei lucra pentru un șef. Un bărbat matur care îți va oferi o sumă de bani. Sau tu vei dori să devii acel bărbat sau acea persoană, nu neapărat bărbat. Poate fi că ești femeie și dorești să ții în mâinile tale viața, da? Să iei decizii importante pentru viitorul tău, pentru stabilitatea ta. Sau văd acest bărbat în semn de foc, berbec, leu, săgetător, care te va susține în cauza ta, în proiectul tău, în ideea ta, în ceea ce dorești să faci. Da? Văd aici un bărbat
Care va fi important pentru tine în această zi? Un bărbat care lucrează sau care studiază? Sau poate doi tineri? Văd o schimbare. O schimbare la drum sau pentru un drum? Pentru studiile tale sau pentru o nouă idee? Dar văd că ceva este blocat sau o schimbare din acest blocaj sau poate te vei bloca. Dar în ce privește acest blocaj, văd că va veni noroc în viața ta și te vei debloca, să spunem așa, din ce privește din acest blocaj. Văd un mare noroc pentru tine, zodia Scorpion. Un mare noroc pentru tine, wow! Și uite, din familia ta te va căuta sau din familia ta acest bărbat face parte. Și te văd în mijlocul unei familii sau în ce privește o comunitate. Te va căuta, te va inspira, vei comunica, îți va duce un noroc sau îți vei avea noroc în ce privește o comunitate din familia ta de origine sau familia ta actuală. Și văd cifra 4, văd un cuplu care îți va sta alături și văd că te va căuta, îți va propune ceva, își va dori să stea alături sau în ce privește relația ta, văd că cineva va încerca să te cucerească, da? Să-ți facă o propunere, să stea alături. Văd stabilitate în casa ta, în familia ta și cineva va încerca să facă un pas înainte ce te privește pe tine. Vrea mai mult de la tine, vrea ceva serios. Haideți să vedem oracolul iubirii. Autenticitate. Vei fi autentică în această zi, vei fi pasională, îți vei spune ceea ce gândești, vei comunica foarte mult, vei spune adevărul foarte mult. Ți se cere să lași ca adevărul tău să iasă la iveală, să spui adevărul tău în ce te privește, ce gândești, ce simți, într-o privință, într-o situație. Și văd că îți protejezi, poate ai trei copii și îți protejezi locul, îți protejezi munca, îți protejezi ce e al tău, să spunem așa. Vei fi foarte, foarte autentică. Te văd foarte înfloritoare. E posibil să ai culoarea deschisă la păr, pielea deschisă și culoarea roșie, da? Să fii foarte mult cu picioarele pe pământ, să fii foarte stabilă și să fii o persoană independentă, o persoană originală, o persoană care are energie în această zi. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume, la revedere, numai bine, sănătate, Doamne ajută! Voi trece la zodia Pești. Dragii mei Pești, dacă nu v-ați înscris la canal, vă recomand să o faceți, apăsăm pe clopoțel. Veți primi notificări cu ceea ce voi distribui și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a avea beneficii în etalările viitoare. Și m-aș bucura foarte mult dacă v-ați înscrie și dacă doriți să dați un like, ar însemna foarte mult pentru mine, vă mulțumesc. Haideți să vă trecem la zodia Pești, ok, 8 de cupe. Ce se va întâmpla în această zi de mâine? Ok, vă văd foarte triști, supărați, v-ați săturat de trecut, doriți să dați trecutul la spate, veți lua o decizie importantă, doriți mai multă lumină în viața dumneavoastră, doriți o viață mai colorată, mai profundă, mai importantă. Veți alege să faceți foarte mari schimbări, 8 de cupe, veți da ceva la spate și vă veți îndrepta așa spre soarele care e aici, cum vedeți în această poză. Doriți căldură, doriți lumină, claritate și ai înțeles că e momentul să mergi mai departe pentru a găsi acea lumină. 5 de cupe, văd că vă axați foarte mult pe partea negativă. V-ați pierdut optimismul, nu mai aveți încredere sau e posibil să primiți anumite reproșuri, să ți se zică nu e bine, nu o să reușești, nu o să faci sau nu ești bun sau etc. Dar nu vezi că de fapt ai motive să fii recunoscător și ai motive să mergi mai departe. Echilibru, văd că intri în contact cu zodia Săgetător, vei ajunge la pace, vei ajunge la armonie, ascultă punctul de vedere al altor persoane, încearcă să le combini acele puncte de vedere, poate fi anumite diferențe de vârstă, de naționalitate, de mentalitate. Ia în considerare punctul de vedere al altor persoane pentru a aduce o pace și un echilibru. Văd că te vei vindeca dintr-o situație, da? Și vei reuși, poate vei merge la un vindecător, la un preot, etc.
Ia-ți timpul care ai nevoie, timpul necesar pentru care ai nevoie, să nu te grăbești. Trebuie să găsești o soluție cea mai bună și soluția cum e? Făcând un echilibru și ascultând pe unul pe altul sau combinând punctele de vedere ale altor persoane, tu vei reuși să ajungi la un echilibru în viața ta, la vindecare și la găsirea soluțiilor. Echilibru aici îmi spune și vindecare dacă ai avut probleme de sănătate. Haideți să vedem, poate ești depres. Da, dai la spate o femeie falsă. O femeie falsă. Ai înțeles că e momentul să mergi mai departe și să faci schimbări importante. Sau un bărbat fals, da, dacă ești femeie. Sau din partea altei femei să fie falsă. O vei da la spate sau vei da la spate acel bărbat. Ce, va fi aici o schimbare. Ceva, cineva va da la spate pe care va decide să facă o schimbare importantă pentru viitorul său, pentru viața sa. Și totul se întâmplă cu un motiv. Trebuie să ai încredere și trebuie să iei distanță, să prinzi distanță, să te îndepărtezi de acele persoane și emoții negative care ți se oferă doar preocupări și frici. Nu ai nevoie de așa ceva. Tu ai nevoie să-ți regăsești pacea, echilibru interior. Ai nevoie să te vindeci. Un bărbat matur aici, în ce privește, sau din partea unui bărbat matur, un bărbat matur aici se preocupă, dar și în ce privește o femeie. Va fi pace între un bărbat matur și o femeie. Veți ajunge la un punct comun, veți face un acord, veți lua un angajament, veți face pace cu această persoană, da? Dintre un bărbat și o femeie. Un bărbat aici trebuie să facă un compromis sau o femeie trebuie să facă un compromis. Haideți să vedem oracolul iubirii ce vă sfătuiește. Ok. Wow! Bucură-te! Îmbrățișează binecuvântările vieții, că vei fi binecuvântat! Va răsări lumina! Uite aici soarele în spatele tău! Și uite câtă iubire, câtă libertate, câte binecuvântări vor veni în viața ta! Bucură-te că te vei vindeca! Da, deci îmbrățișează binecuvântările vieții, primește-le în viața ta, deschide brațele și lasă-le să intre și bucură-te pentru tot ce ai. Deschide brațele și strigă, urlă, nu știu, mulțumește persoanelor cu care se înjurul tău, cu persoanele dragi, nu știu, îmbrățișează-i, pupă-i, bucură-te pentru că în acest mod îți vei schimba energia. Da, deci depinde totul de noi. Uneori noi suntem negativiști sau poate depreși, dar dacă noi punem puțin mai multă forță și putere, putem schimbăm din acea depresie, putem să ieșim la lumină. Și să ne bucurăm de ce avem, de, nu știu, de natură, de frumusețea care e în jurul nostru, că respirăm, că, nu știu, de zâmbetul unui copil, de o vorbă bună din partea unui bunic, nu știu. Doar că ne sunăm mama și auzim voce, etc. Bucurați-vă! Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. Doamne ajută, sănătate, numai bine, la revedere!